Armistițiul ordonat de Putin, respins de Ucraina, nu poate fi luat în serios. Ucraina nu este deloc de acord cu încetarea temporară a focului propusă de către Vladimir Putin joi seară. Ministrul ucrainean de externe, Demitro Kuleba, a explicat de ce Chievul se opune vehement acestei idei. Armistițiul cerut de președintele Vladimir Putin nu este deloc pe placul Ucrainei. Ucraina se opune armistițiului propus de către Kremlin, nu poate și nu trebuie să fie luat în serios. Ministrul ucrainean de externe, Demitro Kuleba, atrage atenția că o astfel de propunere nu poate fi luată în serios. El reamintește că președintele Zelenski a propus un plan clar de pace în 10 puncte, însă Rusia a ignorat complet această propunere și a ales, în schimb, să bombardeze masiv Ucraina în ajunul Crăciunului sau de anul nou. Din acest motiv, armistițiul propus acum pentru 6 și 7 ianuarie, când se sărbătorește Crăciunul perit vechi, nu poate fi acceptat de către Ucraina, afirmă șeful diplomației de la Kiev. Președintele Zelenski a propus un plan de pace clar în 10 puncte. Rusia îl ignoră și bombardează, în schimb, Hersonul, în ajunul Crăciunului, lansând atacuri masive cu rachetă și drone de anul nou. Armistițiul unilateral nu poate și nu trebuie să fie luat în serios, a scris Demitro Culeba, joi seară, pe contul său de Twitter.